Bine v-am găsit, sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro, iar astăzi o să scot din cutie un Cube AMS, o secundă, 099C2.68XSLT29 Teamline. Așa au vrut să se numească. E cutia udă. Și așa l-au denumit. N-aveam cum să țin minte niciodată numele. E chiar complicat când le spui prietenilor ce variantă de AMS ți-ai cumpărat. Mamă, ce bine arată. Oh my god. Asta e, cred că e sigur e cea mai scumpă bicicletă pe care am primit-o anul ăsta la test. Doamne, și este atât de ușoară. Și arată splendid. Hai să nu o mai lungim. O scot din cutie și vă arăt după aia. Dar înainte de toate vreau să mă uit în cutia asta de accesorii, care e destul de mare, mai mare decât la orice altă bicicletă pe care am văzut-o până acum. Avem, ok, niște cămăși aici și niște cabluri. Avem șaua, nice. Ok, asta e pentru frâne. Asta e tija de șa și nu e hidraulică atunci, de ce are cablurile scoase prin exterior? Șuruburi, șurubele. Asta e o cutie de la SRAM, ce-o fi în ea? AXS Power Pack. Mamă. Ia stai așa. E foarte complex ce e aici. Te rog. Am stricat cutia. Avem acumulatorul de la schimbătorul de pinioane pentru care doar așa și încărcătorul. Ok. Bun, nice. O pun deoparte. Băi, să-i pun oricum acumulatorul ăla la un moment dat. Și în fine, mai e o mapă de asta cum primești la mașină, în care ții actele și caietul de garanții și așa mai departe și foarte, foarte multe broșuri și broșurele. Bine, gata. Hai să trecem la bicicletă. Iau șficul, tai bridele astea și scot toate ambalajele. Foarte frumos și civilizat. Ce tare, sunt doar două manete pe ghidon, atât, manetele de frână. Și cablurile astea două de la Lockout, am înțeles. Unul pentru furcă și celălalt pentru amortizorul de spate. Bun, deci treaba cu pipa asta e că are doar două prinderi jos, cu două șuruburi. Și după cum vedeți, nu are capacul acela care se montează clasic peste pipă ca să prindă ghidonul, așadar va trebui să demontez... Ce să demontez de aici? Un manșon și o frână, orică o demontez pe cea din stânga, ori pe cea din dreapta, este fix același lucru. Așa că scoatem manșonul ăsta. Zici că operez pe creier, așa mă simt. Și acum manșonul. Top section, scrie aici, foarte simplu. N-aveți cum să-l montați greșit. Care vine până aici, acum gata, îl strângem cu imbusul de 3. Și apoi maneta o să-mi o strâng eu ulterior. Îi scot pana asta de aici, dintre plăcuțe. Scot axul. De la furca Fox Kashima. Pun roata. Să-i prind și conducta după aia, de furcă. Bag axul. Îl înfiletez cu imbusul de 6 pe care l-am găsit aici. Am lăsat cablurile alea pentru Lockout, pentru mai târziu, că nu... N-am niciun chef de ele. Așa. Hai să o punem aici jos sprijinită. Doamne, cât de ușoară e! Zici că e făcută din hârtie. Așa. Bun, deci bucata asta de plastic o trec prin conductă și o fixez de furcă. Exact așa trebuie să vină, cum se vede aici. Apoi o să-i bag șurubul ăsta. Atât e suficient. Mă apropii de firele astea, de în ce mai mult, de cablurile astea două. Bine, hai să-i montez și șaua. De fapt, mai am chestii de făcut.
Desfac șuruburile astea două. Revin imediat, nu vreau să vă arăt cum fac asta. Da, a fost mult mai simplu și a fost mai simplu decât mă așteptam. N-am vrut să vă arăt că de obicei înjur când vine vorba de prinderile astea. Asta cumva a funcționat super easy. Ok, și o fixăm. Problema e că nu dau seama dacă e paralelă cu solul sau nu ușaua asta, așa că o să o ridic aici și o să văd cam cum stă. Gata, asta e. Este perfect. Așa. Și ar trebui să o strâng și pasta, să strâng inelul ăsta, colierul de prindere, care se strânge cu un imbus de 4. Mă rog, o potrivesc așa la ochi, cum s-ar spune. Să zicem aici ar trebui să fie. Aici. Am rezolvat misterul pipei, așadar am scos șurubul ăsta care era înfiletat inițial acolo și pe care îl puteți scoate cu un imbus de 2,5. Sincer, nu înțeleg de ce l-au băgat acolo, în fine mai e și lamela asta care trebuie scoasă. O să vedeți că nu aveți cum să o montați pentru că șurubul original pentru prinderea pipei nu are cum să treacă niciodată prin lamelă. Așadar, într-o pungă, în cutia cu accesorii, veți mai găsi două astfel de șuruburi. Pe primul l-am prins deja, ăsta e al doilea. Ghidonul era pus bine și am trecut cu bine și de acest impas. Bun. Și ce am zis că fac? Nu, acum am ajuns la cablurile la două și n-am ce să fac, va trebui să le fac. Cablurile. În punga respectivă se găsește o singură cămașă, deci nu o să găsiți în cutie o cămașă mai scurtă pentru furcă și o cămașă mai lungă pentru amortizor. Trebuie să o croiesc eu. Și ca să fac asta, o să iau de aici măsura. Să zicem că ar veni de aici până una peste alta. Hai să o bag așa să fie frumos. Cam așa. Or fi prea scurtă, vine până aici, dacă mai luăm și de ghidon într-o parte, hai să o punem mai lungă puțin, aici. Deci aici va trebui să o tai, în prima instanță. Poate intre mai ușor prin orificiul ăsta, da, acolo era tăiat. Așa. Perfect, a ieșit. Bun. Și îl fixăm ulterior. Se fixează acolo, e mai complicat să vă explic, trebuie să-l tai momentan. Să zicem că aici îl tăiem și mai vedem după aia. Gata, odată. Și acum și pe cel de spate. Aici e un element din cauciuc care era, se afla sub top tube. Pe aici va trebui să-mi iasă conducta asta, practic. Exact așa. Aici mai aruncă pe cel. Aha, uite-o. Și acum? Acum. Cum o... Ah. Apuc ceva, o apuc un imbus de 2. Deci mâna mea stângă coordonează. Mamă, dar asta trebuie prinsă ferm aici. Oh! Cred că deja este cam lung unboxing-ul ăsta. Așa că o să sărim un pic peste pas și pun plasticul ăsta aici înapoi. O să tai conducta asta. Uite ce frumos a intrat. Tai conducta, o bag în comanda de pe ghidon, îi bag cablul, prinde amortizor și cam asta a fost. Bun, deci ultimele reglaje pe care le fac la manetele de frână, mi le poziționez aici cât mai comod ca să le acționez cu un singur deget și pe partea cealaltă. Mamă, dar erau strânse rău de tot.
Așa. Să zicem că am un deget aici și încă un deget aici. Și îl strâng și pe ăsta. Minunat, și va trebui să mă conectez la telefon cu el ca să vedem dacă are suficient acumulator. Ok. O să fac asta mai târziu. Mamă, stai XX. Doamne, superb. Bine. Așadar, după aproape o oră, nu chiar, dar 45 de minute de montaj, acesta este noul Cube, o secundă, AMS-099C2.68X SLT29 Teamline, montat și scos din cutie. Review-ul puteți citi pe freerider.ro, acolo unde vă invit să ne urmăriți în continuare. Pe curând!